Deputatul USR de Cluj, Emanuel Ungureanu, a declarat că a trecut un an de când el a sesizat oficial Agenția Națională de Integritate ca să verifice dacă Liviu Dragnea și-a dobândit legal averea, iar instituția nu a făcut nimic. Ungureanu a fost prezent astăzi la sediul ANI pentru a vedea în ce stadiu se află cercetarea despre averea lui Liviu Dragnea. După un an de zile, nu există niciun orizont de așteptare pentru cei care sunt interesați, cum poate un demnitar public al Liviu Dragnea să justifice excursii foarte scumpe în Brazilia, averi impresionante ale celor care îi sunt rude. Deputatul USR mai afirmă că de-a lungul vremii în spațiul public au apărut mai multe anchete jurnalistice despre averi dobândite de Liviu Dragnea și nicio instituție a statului nu a spus dacă avuțiile sunt dobândite legal sau ilegal. Este inutil să vă spun despre ferma de porci a fiului său, este inutil să vă spun despre domeniul uriaș din Alexandra, de afacerea cu hoteluri, despre acțiunile la purtător la Teldrum. Iată doar o parte din anchetele jurnalistice, investigațiile care au fost foarte larg răspândite în mass media și au produs foarte multe semne de întrebare. Deputatul s-a declarat revoltat de faptul că Agenția Națională de Integritate nu este obligată prin lege să aibă un termen în cercetarea unei averi. Departamentul juridic al ANI a dat deputatului USR Emanuel Ungureanu și un exemplu despre un înalt funcționar public cu care agenția se judecă de 8 ani.